Bali. He. Colegul nostru, pletos. Gabi Bali. Aici nu, că eram copil încă. Doar mă uitam pe la televizor. Abia prindeam și-o pe la 16 ani. De-aia ți-am spus că mă bucur că fac parte din acest grup. Jucam de cu Argentina 90. Balin. Gabi Balin, cu toate că trebuie de Anelu Sabov. A lăvit, a lăvit cu capul greșit și a dat înapoi. Bine că era Gabi acolo. Balin. Golul cu Argentina a venit după două ratări mari ale mele, din pasele lui Agi. Două ratări incredibile, adică eu simțeam că pot să marchez. În meciul ăla am simțit că echipa noastră e chiar mai bună decât Argentina. Am avut niște momente foarte bune în care am dominat Argentina, da? Campioana mondială. Simțeam că va trebui să marchez, chiar și gestul pe care l-am făcut, că tot mă întreabă lumea de ce am făcut acest gest sau către cine sau ce am vrut să demonstrez cu ăsta. Nu, pur și simplu a fost că le-am spus că o să dau gol unora înainte de meci și celor de pe bancă și am simțit că voi marca și asta a fost gestul. V-am spus că o să marchez, v-am spus că tot eu am marcat și era o descărcare așa pe moment.